Iubiții mei, iubite părinte, diacone, suntem în această a doua duminică după pogorârea Duhului Sfânt, o duminică în care la Evanghelia ce am auzit-o citindu-se, aflăm că Hristos își adună ucenici, își cheamă ucenici. Cheamă ucenici cărora le promite ceva. Le face o ofertă. Veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Pe lângă faptul că este o promisiune care într-un fel nu are niciun soi de acoperire în momentul în care le întâlnesc pe Mântuitorul Hristos, le mai și oferă ceva ce este greu de înțeles. Cum adică pescar de oameni? Noi suntem pescari. Noi știm să pescuim în apă, cu undița, cu barca, cu năvodul. Dar cum vine aceasta pescar de oameni? Și vedem că pe apostolii nu-i intrigă acest lucru. Apostolii nu se miră. Le lasă toate, abandonează munca pe care o aveau și merg după Hristos. Și aici Evanghelia noastră se întâlnește cu ceea ce am auzit în Apostol. În Apostol s-a citit acest lucru pe care noi îl ignorăm foarte des sau nu îl ignorăm. Mai degrabă nu îl știm sau nu îl înțelegem. Și este un cuvânt foarte scurt al Apostolului Pavel care spune așa că păgânii din fire fac cele ale legii. Și o va repeta Mântuitorul Hristos în câteva situații în care le va spune: dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce plată puteți avea? Că și ceilalți care nu au Dumnezeu iubesc pe cei pe care, de care sunt iubiți și îi urăsc pe cei pe care, de care sunt urâți. Dacă faceți bine celor ce la rândul lor vă fac vouă bine, spune Hristos, ce plată puteți avea? Că și ceilalți dau cu împrumut și așteaptă înapoi. Fac bine numai celor ce le fac bine. Și din aceste lucruri vedem că Mântuitorul Hristos ne propune altceva în momentul în care ne cheamă la El. Ne propune să ne ridicăm fruntea și să ieșim din media în care se încadrează societatea. Din media din care se încadrează umanitatea. Cere de la noi nu ceea ce este posibil, ci ceea ce este imposibil. Și o va repeta, Mântuitorul Hristos spune, acestea sunt la oameni cu neputință. Dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și atunci dacă ne gândim la cuvântul de astăzi, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, și toate vor fi cu putință. Ce vor fi cu putință? Și vindecări, și minuni, și învieri din morți, toate vor fi cu putință. Cui? Celor care sunt ucenici. Și acum m-aș opri cu gândul meu de astăzi, la ce înseamnă să fii ucenic? Unii dintre dumneavoastră ați mai prins școlile de ucenici. Alții, dacă nu ați prins aceste școli, măcar atunci când v-ați început munca, ați fost în această stare de ucenic. Ce înseamnă să fii ucenic? Înseamnă să fii începător, dar să fii pe lângă un om experimentat care îți dăruiește tot ceea ce El știe și te pune să lucrezi împreună cu El ca și tu să dobândești aceleași abilități pe care El le are. Și ucenicia aceasta înseamnă rămânere lângă acel om. Asta avem în societate. Dar noi mai avem ucenicie și în viața duhovnicească. Și vedeți că părinți sau maici
care au o viață aleasă, au în jurul lor ucenici. Mântuitorul Hristos a avut în jurul lui ucenici. Ucenici dintre care și-a ales apostoli, pe care i-a mandatat, le-a spus: acum, după înviere, este al vostru să duceți mai departe tot ceea ce ați auzit, tot ceea ce ați văzut la mine, și mai multe minuni ca și mine să faceți. Dacă a fi ucenic înseamnă a fi pe lângă cineva care știe, în viața duhovnicească, mai cu seamă, a fi ucenic înseamnă și a fi un om foarte aplicat, serios în ceea ce ai de făcut. Ucenicul, ca să poată să-și cinstească învățătorul, ce face, iubiții mei? Se dă pe lângă el și îi repetă acțiunile. Face și el la rândul său. Nu este suficient să privești. Numai departe, studenții la teologie, când credeți că învață ei să slujească? Nu după ce sunt hirotoniți preoți, ci mai înainte de a fi preoți, au ceea ce se numesc cursul de liturgică, la care, cu veșminte nesfințite, fac tot ceea ce face preotul ca să învețe cum trebuie să facă. Deci vedem că este necesar ca ucenicul să facă, nu să privească, nu să asculte doar, ci să fie activ. Hristos cere ucenicilor să fie activi, să-i urmeze exemplu. Domnul ne cere nouă să fim activi. Dar a fi activ, ce înseamnă oare? În această idee de a fi ucenic al lui Hristos. În primul rând înseamnă a pune în practică Evanghelia. A ne strădui să punem în practică, în viața de zi cu zi, Evanghelia. Probabil v-am amintit că parohia noastră are niște prieteni catolici, dar nu orice fel de catolici, ci catolici care fac parte dintr-o mișcare de asta mai specială în Biserica Catolică, ce se numesc focolarii. Și oamenii aceștia sunt oameni simpli, ca mine, ca dumneavoastră, care au o carieră, dar care pun în centru preocupărilor lor zilnice trăirea și împlinirea cuvântului Evangheliei. Și, de exemplu, ei își iau câte o temă pe săptămână. Un cuvânt din Evanghelie, la care, după ce se roagă, meditează și îl roagă pe Dumnezeu cum îl pot aplica în viața lor în această săptămână. Deci un lucru concret. Aceasta înseamnă să fii ucenic. Mai sunt și falși ucenici. Și cum îi cunoaștem pe falși ucenici? Falși ucenici sunt cei care trag cu urechea la învățător și, pentru că ei nu vor să se schimbe, se transformă foarte repede ei înșiși în așa zis învățător. Și dintr-o dată au pretenția aceasta ca să fie ascultați, caută să fie ascultați în toate domeniile. Nu vă gândiți numai la teologie. Un fals ucenic, cine a fost dintre cei 12? Iuda, care preocuparea lui cea mai de căpătâi nu era Evanghelia lui Hristos, ci era punga. Era contabilitatea trupei de ucenici și a Mântuitorului Hristos. El încă mai avea alte socoteli cu lumea aceasta. Și vedem care era rezultatul. Vedem care a fost rezultatul. Trebuie să înțelegem că atunci când, știți, noi venim la botez, dar noi trebuie să venim la botez tocmai din calitatea de ucenic al Domnului. Textul Evangheliei în greacă, dacă ar fi să-l traducem, motamor ar fi așa: faceți ucenici
pe care îi botezați și pe care îi învățați să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Textul acela din Matei, capitolul 28, de la sfârșitul Evangheliei, care noi îl citim la fiecare botez. Deci Mântuitorul Hristos le atrage atenția apostolilor pe cine să boteze, pe cei care le sunt deja ucenici, adică cei care o vreme au petrecut împreună cu ei și au ascultat Evanghelia, cei care caută să împlinească în viața lor Evanghelia. De aceea, dragii mei, când vedeți la majoritatea v-am botezat copiii în biserică, când am spus, părinte, vrem să botezăm, am spus, da, fără nicio problemă, dar veniți, trebuie să vorbim de botez. Și mulți dintre dumneavoastră, ce să vorbim despre botez? Facem slujba și gata. Nu este chiar așa. Pentru că cuvântul Domnului ne ține ca prima dată cel pe care îl botezăm să ajungă la starea aceasta de ucenic. Ucenicul prin ce se caracterizează? Că tot vorbim de el. În primul rând, prin dorință vie de a face acel lucru. Între doi ucenici care au rezultate diferite. Ce este diferit? Seriozitatea cu care fac lucrul respectiv. Între doi creștini botezați. Ce este diferit că ajung la nivele spirituale diferite? Seriozitatea cu care ei tratează propriul lor botez. Implicarea cu care ei tratează propriul lor botez. Vedeți noi în biserică, dăm toate cele trei taine, botez, mirungere și împărtășanie la botez. Nu așteptăm o vreme să treacă, ani de zile, ca să dăm mirungerea și apoi încă o vreme ca să dăm împărtășirea. Ci socotim că omul trebuie să fie responsabil și activ în cele ce le-a primit din clipa botezului. Nu-i dăm botezul ca pe un dar autonom care le dă ceva, o stare anume, și se pot mulțumi cu starea respectivă întreaga viață. Ci biserica ne cheamă la trăirea aceasta continuă, la învățarea aceasta continuă, strat cu strat, treaptă cu treaptă, a vieții noastre în Dumnezeu. Pentru că noi avem o viață aici în biserică în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Și când spunem în Dumnezeu, înseamnă că suntem în El. Ești în ceva, implicat în ceva. Faci parte din acel ceva. Creștinul face parte din, prin botez de în Dumnezeu. Din Dumnezeu. Făcând parte din Dumnezeu, el trebuie să colaboreze cu Dumnezeu. Că dacă nu colaborează, se transformă într-un ucenic indiferent. Iar dacă ucenicul este indiferent, poate rămânea o viață întreagă ucenic fără ca să învețe cum să trăiască cu adevărat în Hristos. Și de câte ori n-am auzit, de exemplu, chiar și noi, la teologie, știți, la teologie erau două categorii de copii. Pentru că veneam foarte mici, la 14 ani. Unii care veneau că vroiau ei și alții veneau că vroiau părinții lor. Și foarte interesant cum lucrează Dumnezeu. Că unii dintre cei care veneau că vroiau ei constată că nu mai vor, iar unii care veneau că vroiau părinții constată că vor. Și atunci, dacă ai face așa un soi de test în clasa nouă când intri la seminar și te uiți la rezultate când gați cei 4 ani de facultate, vezi că Dumnezeu alege să colaboreze cu cel cu care răspunde la apelul pe care Dumnezeu îl trimite. Adică colaborează la rândul lui cu Dumnezeu. Că dacă nu, nu se poate. Noi creștinii nu ne putem despătimi, curăța de păcate, dacă nu colaborăm cu Dumnezeu. Și în funcție de cât suntem de serioși în această colaborare, se văd și rezultatele. Că dacă nu ești serios în antrenamentul tău, dacă nu ești serios în rugăciunea ta, dacă nu ești serios
în mersul la biserică. Nici rezultatele nu sunt ca la cel care, deși poate, nu este la fel de bun la inimă ca tine, dar merge duminică de duminică la biserică. Știți, a apărut această cangrenă în corpul lui Hristos, biserica, datorată nouă, în care oamenii se autosatisfac cu această idee. Părinte, eu nu dau un cap la nimeni, sunt om bun, ajut pe toată lumea. Și se mulțumesc cu aceasta. Dar nu merg un pic mai în față, nu mergem niciunul dintre noi un pic mai în față să vedem Evanghelia. Ce ne spune cu privire la acest lucru? Că noi suntem acum, când afirmăm acest lucru, fix ca păgânii, pe care Pavel îi numește că din fire fac cele ale legii. Un caz concret. O mamă care nu știe de Hristos. Am văzut atâtea reportaje, se umple inima în mine când vezi mame, tinere, care în diferite situații iau decizii impresionante. Nu îmi păstrez copilul. Nu-i nimic, m-a abandonat toți, nu-i nimic. Eu îmi păstrez copilul. Sau al doilea copil, al treilea, al cincilea, al șaselea și acceptă lucrul acesta. Și ea n-a auzit de Hristos. Sau nu interesează Hristos. Și vedem în ei că din fire Dumnezeu așa ne zidește. În direcția aceasta spre bine. Doar că păcatul apare prin pervertire. Când omul denaturează ceea ce Dumnezeu zidește sănătos în el și deturnează spre folosul lui propriu, spre propriile lui plăceri. Mâncarea, această necesitate pentru om. Dumnezeu nu ne interzice să nu mâncăm. Dumnezeu ne interzice să nu ne îmbuibăm, să nu depășim limita. Pentru că ce se întâmplă? Nu că devenim pătimași, dar ne chiar îmbolnăvim, trupește. Deci iată cum omul deturnează lucrurile bune. Deci Dumnezeu le pune drepte noi și omul vine din lateral, le izbește cu pofta lui și le rupe. Și le folosește. Și tot ceea ce Dumnezeu a zidit să ne ducă în sus, ne ține în jos. Și aici apare problema ce fel de ucenici suntem sau cum suntem ucenici al lui Hristos. Un ucenic al lui Hristos trebuie să fie un om care pune în practică Evanghelia pe care Mântuitorul Hristos i-a dat. Și aș încheia gândul meu de astăzi. Să știți că biserica și astăzi are ucenici. Hristos și astăzi are ucenici. Și dovada este faptul că voi sunteți în biserică. Că noi toți suntem astăzi în biserică. Pe undeva, fiecare este ucenic la măsura lui. Și ar fi greșit să tragem o linie și să spunem toți suntem egali. Uitați-vă însăși între ucenicii Mântuitorului Hristos. Am putea spune că Domnul face diferență. Și ce fel de diferență face Domnul? Păi erau așa, trupa cea mare, și femei și bărbați. 70, 100, 150 de oameni. Nu știm câți sunt. Știm că avem în Evanghelie menționate cel puțin 3 cercuri. 4. Cei de care vă vorbesc acum, după aceea ne spune despre cei 70, după aceea ne spune despre cei 12 și după aceea ne spune despre cei 4. Care erau mai apropiați, 3, care erau mai apropiați, pe care ia și la schimbarea la față, pe care îi extrage din cercul apostolilor și le dă mai mult. Și ce înseamnă această, iubiții mei? Hristos, Dumnezeu, face o departajare incorrectă, nedreaptă? Am putea spune, bine, dar de ce nu l-a luat și pe Iuda la schimbarea la față? Că poate dacă Iuda vedea schimbarea la față, nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat. Da, dar în cazul lui Iuda, n-a fost numai Iuda. Au fost și ceilalți care au rămas. Și ceilalți n-au făcut ce a făcut Iuda. Deci nu merge acest raționament. Raționamentul acesta vine dintr-un lucru, dintr-o stare, care în permanent
în permanență așteptăm ca Dumnezeu să facă, nu noi. Vina o proiectăm pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi făcut cu tare, s-ar fi întâmplat. Dar eu am făcut? Eu cel care mă numesc ucenica Lui? Că n-am făcut. Ce spun evreii la picioarele crucii? Dacă ești tu Hristos, dă-te jos de pe cruce, să credem în tine. Oare până atunci nu înviase Hristos morții? Oare până atunci nu vindecase orbi care nu văzuseră niciodată și cu toate acestea n-au crezut? Dovadă că nu încă o minune i-ar fi făcut credincioși. Ci starea lor era nepotrivită și de refuz. Să știți că de multe ori și în noi se întâmplă, chiar dacă suntem în biserică, să fim în starea aceasta de a refuza. De a refuza cuvântul lui Dumnezeu care ne vine. Că nu-L înțelegem. Că poate prin păcatele noastre sau prin depărtarea noastră n-am ajuns la înălțimea aceea încât să înțelegem cuvântul care ne spune Domnul. De aceea, iubiții mei, este nevoie ca să ne răbdăm pe noi în biserică. Că răbdându-ne, ne coacem la minte prin Harul lui Dumnezeu. Și devenim înțelepți. Și ce nu înțelegeam acum 5 ani, astăzi facem cu dragoste. Și ce facem astăzi cu dragoste, peste alți 5 ani facem din obișnuință și facem alte lucruri din dragoste, pentru că considerăm că e prea puțin să facem numai atât. Dar trebuie să avem mare discernământ. În primul rând, să dorim. Spuneam că ucenicul este cel care dorește. Și ne-am dat seama din ceea ce v-am vorbit că ucenicul este și cel care face. Ucenic al lui Hristos este cel care face. Și ne atrage Apostolul atenția că nu numai cei care face, dar cel care face tuturor și în toate situațiile doar acela este ucenic al lui Hristos. Pentru că Dumnezeu așa ne zidește pe toți ca toți să putem să facem. Și să nu alegem să facem doar față de cei care ne fac bine, ci și față de cei care ne fac rău. Și Hristos o va spune în repetate rânduri. Vrea unul să mergi pe el o milă, mergi două. Vrea unul să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Toate merg în ideea aceasta. Toate converg spre lucrul acesta. Iată, iubiții mei, astăzi, în această duminică, Hristos ne cheamă să fim ucenici ai Lui. Și dacă vă uitați în calendar, este oarecum și o duminică mai specială. Pentru că îi cinstim pe toți acei sfinți care s-au sfințit pe pământul țării noastre. Eu nu pot să folosesc cuvântul de sfinți români. Că sfinții n-au naționalitate. Că în biserica asta iubim tare mult și pe Sfântul Nectarie. Și el era grec. Dar noi nu-l iubim că era grec. Noi îl iubim că e Sfântul Nectarie. Și Mântuitorul Hristos era evreu. Dar noi nu-l iubim că era evreu. Noi îl iubim că e Mântuitorul Hristos. Și Sfânta Xenia era rusoaică. Dar noi nu iubim că e rusoaică. Noi iubim că este Sfânta Xenia. Deci dragostea noastră nu merge după ce care de unde este. De aceea îi cinstim pe sfinții care s-au nevoit pe teritoriul țării noastre. Acolo unde noi astăzi locuim. Și sunt mulți. Și sunt mulți necunoscuți. Și dăm slavă Domnului că și de acolo, dintre ai noștri, dintre noi, din neamul nostru, că e diferență între neam și popor, națiune, din neamul nostru rodesc sfinții. Semn că Biserica lui Hristos este lucrătoare și în acel spațiu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască, să vă binecuvinteze.